potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, ca urmare a prognozei meteo din ultimele 72 de ore, din cauza cedării apei din stratul de zăpadă, precipitațiilor lichide prognozate și propagării, este posibil să se producă scurgeri importante pe versanți, torenți, pârâie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de atenție. Din această cauză, hidrologii au emis un cod galben de inundații de astăzi de la ora 12 și vizează mai multe râuri din 11 județe, inclusiv Constanța și Tulcea. Avertizarea expiră miercuri la ora 18. Totodată a fost emisă și o avertizare cod portocaliu valabilă până pe 31 martie, care vizează creșteri importante de debite și posibilă depășire a cotelor de apărare pe Dunăre. Afectate vor fi județele Constanța, Tulcea și Brăila. În weekendul care tocmai s-a încheiat, cotele apelor Dunării au ajuns în dreptul portului Giurgiu la 630 de centimetri, ceea ce înseamnă cu doar 10 centimetri mai puțin față de cota de inundație, iar la Galați au fost înregistrați 3 centimetri peste cotă.